Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Guvernul a adoptat în luna august ordonanța nouă, care la articolul 1.17 prevede predarea disciplinei de limba și literatura română în școlile cu predare în limba maternă de către alți profesori decât învățătorii, respectiv profesorii care erau încadrați în învățământul primar la data respectivă. Această prevedere este neconstituțională pentru că încalcă principiul nediscriminării pe criterii etnice, deoarece se aplică doar pentru învățământul în limbile minorităților naționale. Totodată este și ilegală, pentru că îi privează pe colegii noștri din învățământul primar de a preda materiile din planul cadru pentru care sunt calificați și pregătiți din punct de vedere științific și metodic. Toți învățătorii, respectiv profesorii pentru învățământul primar, au studiat metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar, aspect atestat prin diplome și foi matricole. La examenele de titularizare, definitivat și de obținere a gradelor didactice, au susținut pe lângă proba de limba maternă și proba de limba și literatura română, având subiecte identice cu cele ale candidaților de la secția română. Niciodată în istoria învățământului românesc nu a existat situația în care învățătorul clasei, chiar dacă predă la clasele de minorități, să nu predea limba și literatura română. Prevederea din OG 9 este și o eroare majoră din punct de vedere didactic, pentru că aceia care au fost formați și perfecționați în a preda la această grupă de vârstă, sunt înlocuiți de profesori a căror formare este pentru gimnaziu și liceu. Am convingerea că toți colegii care predau în ciclu primar la secția germană maternă, nu numai că au calificarea necesară, dar și stăpânesc limba română la nivelul necesar pentru a preda disciplina respectivă. O fac cu siguranță mult mai bine decât unii membri ai guvernelor care s-au succedat în ultimul an și jumătate, inclusiv la Ministerul Educației Naționale și care aveau probleme, citez, la genunche, tăiau, citez, pamblici sau, recent, abrogă persoane. Cer public prim-ministrului României, Viorica Vasilica Dăncilă, să abroge prin ordonanță de urgență a Guvernului această aberație. Vă mulțumesc frumos!